Beclean în dispensarul urban. Inițial am lucrat în Moldova, într-un centru adjudent Mășeni, care a fost cel mai mare, cu cel mai mare număr de copii din țară. Așa mi-a plăcut mie. De ce? Noi am fost copii săraci. Deci dintr-o familie săracă, n-a fost o familie bogată. Părinții noștri, tata a fost taxator la Baia Mare, mama a fost casnică, dar mama mea, Dumnezeu s-o ierte, pe vremea războiului a fost olimpică la limba română. Au venit rușii și ungurii care stăteau în casă la bunicu. Bunicu făcea țuică, deci cei care făceau țuică erau oameni bogați. Da. Și venind rușii, fetele au trebuit să fie ascunse. Pentru că știți ce se întâmpla. Mama mea a căzut din pod, cum era podul la șură, și și-a fracturat piciorul și a rămas cu o luxație coxofemurală. Sigur, luxându-și piciorul, n-a mai putut să meargă la școală. Deci, domnul profesor Dragoș, care era vecin cu noi și era nașul nostru, ea luând locul întâi pe regiunea Satu Mare la limba română, a automat intrat la facultate. Deci, cum era. Dar, din păcate, fracturul, luxându-și piciorul, n-a mai putut să meargă. Singura ei dorință a fost copiii ei să urmeze o facultate. Și toți trei am urmat o facultate. Și a fost într-adevăr frumos. Am terminat facultatea, am muncit foarte mult. Deci oriunde m-am dus, nu mi-a plăcut să las lucrul neterminat. Am intrat la dispensar, la Beclean. Am făcut a fost primul loc de muncă? Primul loc de muncă a fost în Moldova, la adjudent Tămâșeni, unde am stat numai 6 luni. Și acolo am mers de ce? Pentru că unchiul meu, fratele socrului meu, Dumnezeu să-l ierte, n-avea copii. Și îl iubea foarte mult pe soțul meu. Și a zis, vă rog să veniți aici. El era la Ocolul Silvic, acolo, la Vălticeni. Ne-am dus acolo, n-a trecut 6 luni și unchiul a murit. Și a trebuit să venim înapoi de acolo. Mi-a plăcut foarte mult, foarte mult am lucrat. Am venit la dispensarul urban aici, în oraș. Răspundeam de cabinetul școlar. Și era vremea lui Ceaușescu. Toți s-au organizat o tabără mare aici, în Beclean, unde veneau copiii celor din Comitetul Central. La școală, la liceu, nu era cabinet școlar. Și atunci, eu consultam într-un atelier al liceului Petru Rareș actual, printre acolo mese de tot felul, strunguri, și trebuia să consult acei oameni. Era domnul director Greluș, n-am să-l uit niciodată director. Și m-am dus la dânsul și am spus, domnul director Greluș, sunt copii din Comitetul Central. Eu am o facultate și o diplomă. Eu dacă consult acești copii în aceste condiții, eu o să rămân fără diplomă. Până peste o săptămână când începe tabăra, vă rog să amenajați cabinetul, dacă nu, eu nu răspund de acea tabără. N-am să-l lui niciodată, o luat catalogul, avea catalog și l-o trântit așa de masă, n-ai decât să fii directoare acestui liceu. Am zis, n-am să fiu directoare acestui liceu pentru că sunt medic, dar nici n-am să consult acei copii acolo. Și într-o săptămână a fost gata cabinetul. Portarul de acolo îmi spune, doamna doctor, în momentul în care o să terminați cabinetul de acolo, vă mută de aici. Zic, nu vă fie frică că aici rămân. Când am terminat cabinetul de acolo, a venit numirea mea aici. Deci deja am intrat la rezidențiat, atunci s-au dat examenul de medic specialist pe țară, la Iași a fost primul examen în țară la noi, după 10 ani, deci a fost 10 generații de medici. Test grilă. Nici n-am știut măcar ce înseamnă acest test grilă. N-aveam voie, prima generație, deci noi am dat în septembrie. N-aveam voie cu hârtii, n-aveam voie. Era un rebus. Știți ce înseamnă testul grilă? Efectiv, mi-a făcut semnele în palmă. Și am luat neuropsihiatrie pentru că m-am gândit așa. N-are rost să iau altă specialitate, este ceea ce îmi place mie. Vroiam dermatologie, neuropsihiatrie sau chirurgie. Chirurgia, m-am gândit, dacă eu fac chirurgie, asta înseamnă numai oraș, abandon de familie, este foarte greu. Dermatologie, nu prea, îmi plăcea și nu. Cel mai mult mi-a plăcut neuropsihiatria și asta am luat-o de la început. Soacra mea, Dumnezeu să o ajute și să-i dea sănătate, zice, eu nu înțeleg. Cum v-ați găsit voi meserile astea? Una cu morții, una cu nebunii. Așa? Asta e percepția, așa am zis. Nu. La noi niciunul nu cere mâncare. Dacă îi dai bine, dacă nu, nu. Este corect. Și așa am ajuns neuropsihiatru.
În momentul în care am venit în localitatea Bistrița ca neuropsihiatru, s-a înființat Direcția Generală Inspectoratul pentru Persoane cu Handicap. Și era domnul Rusu, directorul general la Direcția Muncii. Chiar atunci s-a înființat și a fost numit domnul Măjeru. Când am intrat cu repartiția la dumnealui, la domnul Rusu, spune domnul Rusu la domnul Măjeru, zice, uitați-o pe noua directoare, dar eu nici nu, habar nu aveam de ce înseamnă, nici nu știam unde este acest spital și când. Și am luat-o în glumă, zice, dar cine sunteți? Și domnul Rusu, păi zice, este nora domnului profesor Vlăduț. A, păi zice, am fost colegi, prieteni. Oh, bine, deci nici nu se punea problema de a fi director. Abia peste un an, când a venit o comisie interministerială aici, și am fost invitat din partea Clujului, deci de la Universitatea Saint-Luc din Bruxelles, a venit un profesor universitar, Marie Belper, a venit în clinică în Cluj și m-a invitat, știind că sunt rezidentă la neuropsihiatrie, m-a invitat aici. Și a venit reprezentant din partea Ministerului Muncii, din partea Autorității pentru Persoane cu Handicap, care era chiar atunci înființată, și mi-a dat cuvântul. Era o masă în plen cu foarte multe persoane din Cluj, Bistrița Năsău, persoane care răspundeau de îngrijirea copiilor și a bătrânilor. Și m-a întrebat, cum ați vedea dumneavoastră viitorul acestei instituții? Și atunci, deci pe moment, a fost improvizație, efectiv, eu nici nu văzusem instituția. Erau numai copii aici. Copii cu întârziere mentală, schizofreni, autiști. Și am zis, efectiv, ce am povestit atunci, am zis, cum aș face pentru copilul meu? Fetița mea era foarte mică atunci. Cum aș face pentru copilul meu? Și a început cu sălile de terapie, cu stimularea senzorială, cu kinetoterapia, cu gimnastica, cu cum aș dori camerele lor, cum aș dori spațiul lor de recreere. Așa am înființat în spațiu după ce am venit, așa. Doamna ministru la ora respectivă s-a uitat la mine și povestea cu ceilalți. Cine este doamna? Și a zis, este rezidentă la așa. O trimitem la specializare în Bruxelles, la Saint-Luc, la universitate, să învețe, după care va fi numit director interimar. Eu am fost numit director interimar în timpul specializării. Deci eu nu terminasem specializarea. În anul întâi de specializare, în 91, am fost numit director interimar. Și step by step, cu ajutorul olandezilor, cu ajutorul francezilor, Crucea Roșie franceză, Crucea Roșie austriacă, Carmel Internațional Olanda, domnul profesor Junanda în Germania, ce să vă spun, foarte multe persoane, Benita, Murza, doamna Murza din Bistrița, Fundația Benita, Sigarteu Maria cu Fundația Solidaritate. Foarte mulți oameni au avut încredere în dumneavoastră și m-au sprijinit. M-au sprijinit. De ce? Au venit aici, au zis, haide să facem, deci eu le-am propus, doresc să fac, să amenajez la acest sector. Și încet, încet am ajuns la ceea ce este în ziua de astăzi. Mai trebuie să mergem să vedem ce corect. Este. Da? Chiar vă rog și chiar vă poftesc. Intrăm acum în sala de mese. Unde doriți, da? Este sala de mese. Acum servesc, este pe sfârșitul servitului mesei. Aici vin toți, deci în afară de cei care sunt imobilizați la pat complet. Restul, asta este de fapt și una din punctele terapiei ocupaționale, de a veni și să ia masa într-o exact, să servească, da, și o să vă arăt și seara. Aveți și seara și trebuie să spunem că asta face parte, lucrările de renovare sunt în curs de desfășurare, mai aveți? Exact. Uite și o seară, foarte frumoasă. Sunt cei dintre ei care doresc să fumeze. Așa, sigur. Aici că este locul și este și un loc foarte frumos pentru ei. În afară de spațiu vara, deci dacă o să veniți și vara, o să vedeți că sunt plini de trandafiri în jur, au spațiu unde să se plimbe, deci de asta vă spun, persoanele cu demență nu pot să fie ținute închise. Nu pot. Deci este obligatoriu, trebuie să aibă un spațiu al lor, un ambient al lor plăcut.